Pandemia a însemnat și 2 ani de copilărie prinsă în ecranele telefoanelor sau tabletelor. Foarte mulți copii au devenit în acest timp pur și simplu dependenți de aceste aparate, iar urmările asupra comportamentului lor nu sunt de neglijat. Iar lanțul de probleme devine și mai mult dacă ne gândim că România nu are suficient specialiști și nici destule centre pentru copiii cu probleme neuropsihiatrice. Se fac însă pași mici, dar extrem de importanți. La Iași a fost înființat un compartiment special, unde se pot trata copiii din toate zonele Moldovei. Specialiștii susțin că pandemia și implicit studiul online au făcut ca cei mici să devină dependenți de telefon sau de alte tipuri de gadgeturi, iar acest lucru le-ar schimba mult comportamentul. Au accentuat tulburările nevrotice, anxietățile, fobiile și depresiile, care au crescut ca număr extraordinar. Și mai mult dependența de spațiu virtual, întrucât trecerea de la online la prezența fizică a produs câteva modificări în sfera psihologică mai mult a copilului. Și a scăzut socializarea lor. Și părinții recunosc că micuții lor nu mai sunt la fel de atenți la ce li se spune și mai mult comunică mai ușor în mediul online. Cum erau înainte, cum sunt acum? Sociabili, comunicativi. Acum, în lumea lor. Da, nu. Și cum e lumea lor, diferită tare de realitatea pe care o știați? Sigur, sigur. Păi nu mai comunică. Nimic, închiș. Nu, nimic. Profesorii și învățătorii atrag și atenția asupra fenomenului de deficiență de atenție care a apărut la copii. Aceștia nu mai sunt atenți la ore, nu-și mai fac temele așa cum ar trebui, spun dascălii. Copiii trăiesc într-o lume a lor. O lume a jocurilor în care realitatea zilelor noastre nu este conformă cu cea virtuală. Trebuie să fim atenți puțin la schimbările copilului, să vă observăm dacă este mai agitat, dacă nu are răbdare să-și termine o sarcină. Imediat ce se observă primele semne de deficiență de atenție la copil, trebuie luată atitudine, avertizează și psihologii. Cred că în prima fază ar fi bine să înceapă să se joace tot mai mult cu copiii, adică să existe jocuri în doi, în care interacționează unul cu altul, în care trebuie să răspundă la întrebări, în care, nu știu, se joacă jocuri simbolice. În cazul în care nu se intervine la timp, aceste simptome nu se mai pot reduce sau sunt șanse tot mai puține să se reducă și cu atât mai mult să se amplifice. Se poate ajunge chiar la internarea copilului atunci când starea de anxietate devine accentuată. Acesta trebuie scos din mediul respectiv pentru a se lucra cu el separat. Și asta pentru că micuții nu recunosc niciodată că au probleme. Ei motivează că au teme, au de făcut o soare de proiecte și pe undeva au și dreptate, adică este corect ceea ce spun, dar se vede foarte clar dependența, nu-și găsesc locul, sunt neliniștiți, nu vor să participe la toate activitățile și atunci, bineînțeles că echipa își dă seama acelea și încercăm să înlocuim programul de online sau terapiile. Din cauza numărului mare de pacienți, la Institutul Ieșan de Psihiatrie Socola a fost înființat un compartiment special pentru copiii cu probleme neuropsihiatrice. Ulterior, acesta va deveni o secție de neuropsihiatrie și va fi înființată și o linie de gardă. După ce medicii își termină programul de lucru, neavând linie de gardă, copiii din toate zonele, din toată zona Moldovei și din Iași au de suferit pentru că nu există nicio clinică la care se pot adresa. Cele mai multe cazuri provin din familii monoparentale sau din familii în care ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate, iar copiii rămân în grijă altor rude.